Cetățenii care au dreptul să primească un ajutor pentru încălzirea locuinței în acest sezon sau care sunt eligibili pentru a primi suplimentul de energie pot merge la sediul Direcției de Asistență Socială Buzău începând de mâine, 13 octombrie, unde își pot depune dosarul complet. În mod normal se primesc de pe data de 15. 15 este duminică, atunci începem de mâine, din data de 13. Pentru a primi ajutor la plata încălzirii în sezonul rece, solicitanții trebuie să aibă un venit net pe membru de familie de cel mult 1.386 de lei lunar sau de maximum 2.053 de lei în cazul persoanelor singure. Compensările sunt acordate gradual în funcție de venit. Ajutor pentru încălzirea locuinței vor primi persoanele singure și familiile care folosesc pentru încălzirea locuinței energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne combustibil petrolier. Condițiile sunt din punct de vedere al energiei folosite, iar din punct de vedere al veniturilor pe membru de familie sau pe familie. Când vorbim de persoana singură, sunt acele persoane al căror venit este de până la 2053 de lei pe persoană singură, iar la familie 1386 de lei pe membru. Ajutorul de încălzire se acordă pe o perioadă de 5 luni, începând cu data de 1 noiembrie până la 31 martie anul viitor. Termen limită nu există. Sezonul rece începe la 1 noiembrie, se termină la 31 martie. Persoanele care depun dosarele, cererile, până pe 20 noiembrie, beneficiază începând cu luna noiembrie. Cele care depun dosar până pe 20 decembrie, beneficiază cu luna decembrie. Întotdeauna termenul de referință, data de referință este 20 ale lunii. Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii de către membrii acesteia. Formularele necesare dosarului pot fi găsite pe site-ul Direcției de Asistență Socială dasbz.ro, dar și la sediul instituției de pe strada Alexandru Marghiloman, numărul 29.